Salutare, în vlogul de astăzi vă voi arăta cum se schimbă bateria la cheie la un smartphone 451, cel fabricat între 2007 și 2014. Practic așa arată cheia de la smartphone 451. Este cu trei butoane, un buton închis, deschis și deschis portbagaj sau decapotare. Această cheie este una aftermarket, deoarece pe spate nu are logo-ul cu smart. Lamela se poate decupa după cea veche. Pentru a o desface, recomandare este să folosiți o monedă de 50 de bani pe care o introduceți aici în partea de sus. Puteți desface și cu o șurubință, dar riscați să deformați carcasa, să faceți niște urme pe carcasă. Cu moneda nu se va întâmpla nimic, adică se va desface foarte ușor. După ce băgați moneda, carcasa se va desface în două. Ce observăm diferit față de Smart 450 este faptul că la acest model tastatura este detașabilă, practic vine separat și se poate schimba doar tastatura și mai este necesar să schimbăm toată carcasa. Apoi aici avem plăcuța electronică și diferit față de modelul mai vechi este faptul că aici avem chip. Deci practic acesta este chipul. Iar la modelul precedent nu avem așa ceva, acea cheie este practic o telecomandă cu care doar dezactivăm imobilizatorul mașinii și așa astfel putem să pornim. Cam așa arată. Totodată vom vedea că aici avem bateria. Care o vom scoate și vom vedea exact ce tip este. Și este un QR2016 3V. Deci o singură baterie, asta e mai comună față de modelul celălalt unde e baterie mai micuță și mai atipică. Pe asta o găsiți cam peste tot. Cam asta ar fi. Pentru cei din București și Ilfov care au nevoie de o cheie de rezervă, mă puteți găsi pe Messenger, Facebook Messenger, Micron Vlogs. Mulțumesc!